Spitalele din județul Timiș sunt pline cu pacienți diagnosticați cu viroze, gripă și pneumonie. Datele Direcției de Sănătate Publică Timiș indică 1592 de cazuri de infecții virale ale căilor respiratorii. 133 de persoane au fost diagnosticate cu gripă, dintre care 49 au necesitat internare. Potrivit DSP Timiș, 258 de pacienți au fost infectați cu pneumonii, dintre care 111 au fost internați. Deși județul Timiș se confruntă cu acest val de viroze, gripă și pneumonie, în ultima săptămână nu a fost înregistrat niciun deces cauzat de infecții respiratorii.